Frați și surori, doamnelor și domnilor, din serialul Mecimea unui om mare. Continuăm în dimineața aceasta, citind cuvântul Domnului din 2 Samuel, capitolul 3, versetele 37 la 39. 2 Samuel, capitolul 3, versetele 37 la 39. Să ascultăm acest pasaj biblic. Tot poporul și tot Israelul au înțeles în ziua aceea că Abner, fiul lui Ner, nu fusese ucis din porunca împăratului. Împăratul a zis slujitorilor săi: nu știți că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel? Eu sunt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească, și oamenii aceștia, fiii țeruiei, sunt prea puternici pentru mine. Domnul să răsplătească după răutatea lui celui ce a făcut răul. Amin. În pasajul pe care l-am citit, înțelegem că generalul Abner, căpetenia oștirii sau armatei împăratului Saul, a fost ucis mișelește de către Ioab, generalul armatei lui David. Și cum spuneam, Dumnezeu, spre deosebire de oameni, este numai transparent. Spune toate lucrurile așa cum sunt. Dumnezeu ne prezintă lucrul acesta pentru ca noi, uitându-ne în această istorie care, măcar că s-a întâmplat literal, exact așa cum este descrisă, ecoul ei este pentru biserică. Așa spune cuvântul Domnului: tot ce s-a întâmplat în trecut, în vechime, este pentru noi. Pentru că lucrurile din vechime nu sunt altceva decât umbra lucrurilor, bunurilor viitoare. Deci biserica trebuie să învețe. Când Abner, generalul Abner, a fost ucis, David a compus o cântare de jale. Este extraordinară, dimensiunea ei este foarte profundă. Nu știți că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel? Și apoi, vorbind despre sine, cealaltă dimensiune a cântării este de asemenea extraordinar de transparentă. Eu sunt încă slab, și auziți, măcar că am primit ungerea împărătească. Este un om transparent, un om adevărat, David. Și apoi face această afirmație celebră: fii aceștia ai țeruiei sunt mai puternici decât mine. Țeruia a fost sora lui David. Țeruia a avut trei fii, pe Abishai, pe Ioab și pe Asael, potrivit 2 Cronici 2:16. Acești trei fii ai țeruiei sau nepoții lui David au fost oameni cu personalități aparte, oameni puternici, capitani în armata lui David, iar după cucerirea Ierusalimului, potrivit 1 Cronici 11:5-6, unul din acești trei fii ai țeruiei, Ioab, a fost numit de către împăratul David generalul regatului lui Israel. Ioab a fost un general de armată deosebit, un om războinic, un om aparte față de ceilalți doi frați ai lui. Este un om curajos, 1 Cronici 11:5-6. El se duce
și se bate cu iebusiții. Cucerește Iebusul, Ierusalimul și prin aceasta împăratul David îl transformă în capitală a lui Israel până astăzi. Este un confident al împăratului, 2 Samuel 11, 14 la 24. Deci Ioab este confidentul împăratului. Este un om loial în vreme de necaz. 1 Samuel 22 cu versetele 1 la 2. Când David este în peștera Adulam, spune: atunci toată casa tatălui său au venit la el, la Adulam, să-l vadă și să-l îmbărbăteze. Ioab este parte din casă, prin țeruie. Pe de altă parte, Ioab este un om care a înțeles chemarea divină pe care o are David. Să fie împărat în Israel, unsul Domnului, acela care va face ca regatul lui Israel să fie un regat a cărui nume să fie cunoscut în toată lumea. Un om deosebit, acest Ioab, un om deosebit. Marea problemă este aceasta. Cum se face că un om ca generalul Ioab, un om care pune umărul la întărirea împărăției lui Israel, un om care vede în David pe unsul lui Dumnezeu, un om care ajută la întărirea regatului lui Israel și la zidirea dinastiei regale din care se va trage Mesia. Cum se face că un om cu abilitățile acestea extraordinare devine un om de nimic? Devine un om căzut. Devine un om care, spre finalul vieții, dă cu piciorul, după expresia românească, adică întoarce spatele la tot ce a făcut bun. Marea întrebare este aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor. Se poate oare? Se poate? După ce ai slujit pe Domnul cu credincioșie, după ce ai purtat războaiele lui Dumnezeu și ai biruit, după ce ai stat de partea unsului lui Dumnezeu, David, sau de partea unsului celui mai mare, cine-i Mesia cel mai mare? Iisus Hristos. Totuși, să sfârșești rău, să cazi din împărăție, să cazi de la fața Domnului și lucrul acesta să se întâmple tocmai în casa lui Dumnezeu? Se poate. Se poate. Nu vreau să mă înțeleagă nimeni greșit, că nu facem predici polemice, dar este comod să vorbești despre această învățătură: odată mântuit, totdeauna mântuit. Nu este drept. Nu este adevărat. Ioab a căzut. În această dimineață, deci din acest serial, Micimea unui om mare, voi veni cu un mesaj în fața dumneavoastră intitulat simplu: Ioab, fiul Țeruiei. Ioab, fiul Țeruiei. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu din Evrei, capitolul 13 cu 7, care spune despre mai marii noștri care ne-au vestit credința, și Ioab este unul dintre ei, să știți, prin loialitate de care dă dovadă. Zice: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit credința. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și cei ce au murit în credință, urmați-le credința. Dar dacă n-au murit în credință, ce să facem? Să învățăm să nu facem ca ei. Ioab, fiul Țeruiei, un om mare care s-a dovedit că este mic. Un om mare care a dovedit micime, tocmai de aceea a pierit.
Trei lucruri vom învăța de la acest general. În primul rând, loialitatea lui Ioab. Loialitatea lui Ioab. Și în cuvântul lui Dumnezeu, care descrie activitatea acestui om al lui Dumnezeu, se pot vedea și se pot observa cu bună distinție trei aspecte de loialitate din partea lui Ioab. Bune, deci, pozitive. Aspecte de loialitate pe care le place Dumnezeu. Primul aspect este loialitate de familie. În 1 Samuel, capitolul 22, cu versetul 1, am amintit, să-l citesc acum, cuvântul Domnului spune: David a plecat de acolo, din Gat, și a scăpat în peștera Adulam. Frații lui, deci țeruia, incluzându-se, și toată casa tatălui său, au aflat de el și s-au pogorât la el. 1 Samuel 21. Frații lui și toată casa, 1 Samuel 22 cu 1, și toată casa tatălui său. Este loialitate de familie. Și nu se poate să fii credinciosul lui Dumnezeu. Nu se poate să fii omul lui Dumnezeu. Și nu se poate să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu și despre credincioșia lui Dumnezeu în viața ta și să nu fii loial familiei. Nu se poate. Un om care nu este loial familiei este un om care s-a lepădat de Dumnezeu. Ați auzit bine? Un om care s-a lepădat de Dumnezeu. Nu este un om care este mai departe slujitorul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte din nou acele cuvinte pe care Duhul Domnului le vorbește prin Sfântul Apostol Pavel când scrie lui Timotei aceste lucruri. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, suntem în 1 Timotei 5 cu 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință, ați auzit? S-a lepădat de credință și încă ceva mai grozav. Și este mai rău decât un necredincios. V-am spus la vremea potrivită, pe mine m-a frământat foarte mult versetul acesta, până când Duhul Domnului m-a luminat să-l înțeleg. Pentru că Dumnezeu are numai două feluri de oameni pe pământ, buni și răi. Nu? Credincioși și necredincioși. Dar cum poate un om care își batjocorește familia să fie mai rău decât un necredincios? Pentru că un necredincios merge în iad. Și am găsit, fără să intru în detalii acum, în cuvântul lui Dumnezeu, că mai rău decât un necredincios sunt nefilimii, urieșii aceia care s-au ridicat pe vremea lui Noe ca să pervertească rasa umană, să nu se poată naște Mesia, sămânța femeii Iisus Hristos, și pe care Dumnezeu de atunci i-a pedepsit și i-a trimis în adânc într-un loc de unde nu se vor ridica niciodată, nu vor învia niciodată, ci vor fi acolo deja judecați de Dumnezeu pentru toată eternitatea. Asta este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Pedeapsa celora, acestor urieși, acestor pervertiți, este în afara puterii omenești de a gândi ce a făcut Dumnezeu cu ei. Despre ei vorbește Sfântul Apostol Petru când spune că Iisus Hristos, când a murit, s-a coborât în locuința morților și a vestit duhurilor din închisoare, duhurilor din închisoare, care au existat pe vremea lui Noe, deci este vorba de ei. Dar nu le-a vestit ca să se pocăiască, cum spun anumite organizații creștine, pentru că, vă aduceți-vă aminte, termenul folosit acolo în greacă nu este s-a dus să evangelizeze în iad, ci termenul este cheruso, s-a dus să le comunice în iad acestora. Cheruso înseamnă a comunica un fapt care nu mai poate fi schimbat niciodată. Iisus a dus să le comunice și ceea ce cred eu că le-a comunicat a fost următorul lucru. Bobocilor, voi
ați vrut să împiedicați întruparea mea, nașterea mea, moartea mea și învierea mea. Ei, uite, eu sunt aici, înviat și în glorie, iar voi rămâneți aici pentru totdeauna. Asta este comunicatul care vreți să-l știți. Căpetenia care v-a înșelat și care diavolul nu vă mai poate scoate de aici. Dar acolo ajunge și ne-și batjocorește familia. Mai rău decât un necredincios. Loialitate față de familie. Loialitate în criza familiei. Loialitate în singurătate, că David este singur în vremea aceasta, nu? Părăsit de cei mai mulți. Loialitate în prigonire. Loialitate față de ungerea pe care David o are. Și loialitate, frați și surori, doamnă și domnilor, în condițiile în care un regat este împotriva lui împotriva lui David. Pentru că încă este stăpânit de Saul. Și Saul i-a mobilizat pe toți să creadă că David este un uzurpator de tron. Când toată lumea se ridică împotriva unei familii, este glorios să vezi membrii familiei stând la oaltă. Să vezi sprijinindu-se, nu apărând păcatul, sprijinindu-se, întărindu-se. Ioab are această loialitate față de casă, față de familie. A doua dimensiune este loialitate față de împărăție. Ioab a înțeles că Dumnezeu a luat împărăția de la Saul și a dat-o lui David, unchiului său. Și n-a înțeles aceasta de dreptul nepotism, ci a înțeles aceasta o rânduială divină. O rânduială divină. De aceea a participat alături de David purtând războaiele lui David. Cele mai multe, el le-a cucerit. Cum vă spuneam, a cucerit Ierusalim. Uitați-vă în 1 Cronici 11, 4 la 6. Și noi trebuie să avem această loialitate față de împărăția lui Dumnezeu. Și în această împărăție a lui Dumnezeu trebuie să purtăm războaiele Domnului, adică lupta în rugăciune, potrivit Osea 12, 3 la 4. Lupta cu noi înșine, ca să fim constanți în viziunea pe care Dumnezeu o are pentru biserică și în viziunea pe care liderul bisericii, îngerul bisericii o are pentru biserică. Lupta să păstrăm unitatea familiei și unitatea bisericii. Lupta să ne păstrăm credința și un cuget curat. Lupta cu noi înșine, nu să ne impunem noi peste ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie rânduială. Luptă unită împotriva celui rău. În împărăția lui Dumnezeu trecem prin multe necazuri, dar noi trebuie să fim loiali împărăției lui Dumnezeu, loiali bisericii lui Hristos, loiali planului lui Dumnezeu, loiali liderilor noștri. Și apoi, este a treia dimensiune, este loialitate la viziune. Deci loialitate la familie, loialitate la împărăție și loialitate la viziune. Viziunea lui David a fost aceasta: o împărăție unită, o închinare sfântă, un popor Israel liber de vrăjmași, o casă pentru Domnul, o trăire după legea lui Dumnezeu. Vreți viziune mai curată și mai frumoasă ca aceasta? Ioab a înțeles, aceasta este viziunea împăratului David, această viziune o sprijinesc și eu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, loialitatea față de viziune este un must, este un trebuie, dacă biserica Domnului trebuie să meargă înainte. Vrem să fim sfinți, vrem să se evangelizeze lumea, vrem să se educe lumea, vrem să se civilizeze lumea prin Evanghelie. Stăm în spatele acestei viziuni? Ioab a stat. A spus, nu văd o viziune mai bună. Nu văd o viziune mai clară. Nu văd o viziune mai limpede. Deci a participat cu zel la toate aceste trei aspecte de loialitate, familie, împărăție, viziune. În al doilea rând, după ce am văzut loialitatea lui, haideți să vedem crezul lui Ioab. Pentru că am spus, noi vorbim de micimea unui om mare. Ioab a fost un om mare, nu numai pentru că a fost general și generalii sunt mari, având în vedere poziția, funcția pe care o a. El a avut și un crez. Din nou, crezul lui Ioab este un crez întreit. Primul. Ioab a crezut că David este un salvator. Salvatorul care i-a scăpat de Goliat. Salvatorul care i-a scăpat de filisteni. Salvatorul care a scăpat pe Israel
de micimea lui spirituală, pentru că a dat înapoi în fața lui Goliat. Ca și Ioab, crezul nostru trebuie să fie acesta. Noi avem un Salvator. Și Salvatorul nostru este Iisus Hristos. Noi trebuie să stăm lângă Salvatorul nostru. El a ridicat de peste noi rușinea păcatului. El ne-a biruit vrăjmașii. Este Salvatorul Iisus Hristos, acela care a dat un nume caselor noastre, un nume vieților noastre. Suntem mântuiți Lui, suntem binecuvântați Lui. Și trebuie să stăm tot timpul lângă acest Salvator, lângă Iisus Hristos. Un crez curat, un crez adevărat, un crez biblic, un crez sfânt. A doua dimensiune, nu numai că el a crezut că David este un Salvator, el a crezut că David este suveranul, cel mai mare, cel mai mare. Și într-adevăr, când generalul Abner, pe care l-a omorât el, pentru că aceasta este istoria lui Abner, pentru cei ce nu v-ați uitat recent în paginile Sfintei Scripturi la acest capitol. După ce Saul a murit, împăratul Saul, și Abner, cum am spus, a fost generalul armatei lui Saul, după ce Saul a murit, împăratul David încă era la Hebron, era împărat în Hebron. Abner, având în vedere poziția lui de general, influența lui și el un strateg militar de excepție, s-a dus la unul din fiii lui Saul, la Iș-Boșet, spune cuvântul Domnului, și l-a instaurat împărat împotriva lui David. Însă când a observat după 2 ani de zile că Iș-Boșet este împărat peste cea mai mare parte a lui Israel, David era cu Iuda, când Abner a observat că Iș-Boșet este un om fără caracter, un împărat fără caracter, un om lipsit de personalitate, a stat puțin și s-a gândit și a spus: nu este bine. Eu știu că Dumnezeu l-a uns pe David ca împărat. Și de aceea s-a dus la David în Hebron și a spus lui David: eu am greșit. Eu am fost un rebel, împărate. Am pus un împărat împotriva Domnului și împotriva ta. M-am folosit de puterea mea și am făcut lucrul acesta, de influența mea, de armata care este în spatele meu. Dar, împărate, rebelul acesta se pocăiește. Eu aduc tot Israelul la picioarele tale după cuvântul Domnului. Iartă-mă. Și împăratul David l-a iertat. L-a iertat. Ioab n-a vrut lucrul acesta. Pentru că tocmai acum, când Abner primește iertarea lui David și îl recunoaște suveran, tocmai acum Ioab îl ucide pe Abner, mișelește. Spune: hai să ne înțelegem puțin, am auzit că ai fost la împărat, o te-a primit bine, îmi cer scuze, eu am fost într-o campanie militară, a ieșit puțin să vorbească cu el și l-a junghiat. Ioab a crezut că David este suveranul. Dar în mintea lui Ioab se vede, deși avea acest crez curat, că s-au născut alte gânduri, după cum vom vedea pe parcursul prezentării. S-au născut alte gânduri. Gânduri care, în final, au contribuit, pentru că le-a lăsat să crească în mintea lui, să crească în inima lui. Și gândurile acestea l-au robit, l-au ruinat. Este ca și atunci când, dacă în mintea ta sau în mintea mea permiți unui gând să vină mereu, să vină mereu, să vină mereu. Poate te-ai hrănit cu o minciună, te-ai hrănit cu o amărăciune, te-ai hrănit cu ceva și gândul acesta îl lași ca să te stăpânească. La început știi că nu-i bun, dar dacă îl lași mereu în mintea ta, îl lași mereu în mintea ta, îl lași mereu în inima ta, gândul acesta începe să se dezvolte. Și gândul acesta devine un plan la un moment dat și gândul și planul devin la un moment dat o faptă. Și când ai înfăptuit, te-ai ridicat împotriva
propriei tale conștiințe, în propriei tale inimi, propriul tău suflet. Măcar că a crezut că David este suveran și a avut un crez bun și a lucrat să se implementeze lucrul acesta în final, după cum vom vedea, David, Ioab, s-a depărtat de gândul acesta. Din nou, aplicația practică este aceasta. Și noi trebuie să avem un crez ca așa lui Ioab. Să credem nu că David este suveran, ci că cel născut din David este adevăratul suveran. Și cel născut din David este Iisus Hristos. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, ținem minte lucrul acesta, în primul rând, eu care predic și apoi dumneavoastră care mă asculți. Să ținem minte fiecare lucrul acesta. Cel ce este suveran pe tron tot timpul trebuie să fie Iisus Hristos. Nu trebuie să permitem unui gând al nostru să-L răstoarne pe Iisus de pe tron. Nu trebuie să permitem unei fapte de-a noastre să-L îndepărteze Iisus de pe tronul inimii sau din casele noastre sau din bisericile noastre. Iisus este Domn. Și cum spune un proverb englez, în engleză sună bine proverbul, este o parafrazare din Fapte 10:36, unde cuvântul Domnului spune că este Iisus Hristos este Domnul tuturor, așa spune în acest pasaj. Iar evreii au făcut un proverb, credincioși, nu evreii, englezii au făcut un proverb care sună în felul următor: Jesus is the Lord of all or not at all. Ori este Domnul tuturor, ori nu este Domn deloc. Pentru că El spune, fiule, dă-mi inima ta, nu parte din ea mie. Cu un ochi privesc la Domnul și cu unul la pornografie. Un gând îl dau lui Dumnezeu și 10 gânduri le dau în altă parte. Lord of all, or not at all. Iisus este Domnul. Și trebuie să-L ascultăm. Și a treia dimensiune este aceasta. Pe lângă faptul că el a crezut că David este salvator și suveran, el a crezut că David este suficient pentru Israel. Suficient pentru Israel. A văzut că David, dacă l-a nimicit pe Goliat, dacă a pus pe fugă pe filisteni, dacă a putut să adune apoi toate cele 12 seminții care au fost loiale lui Saul, să le adune la oaltă, a zis, este suficient. Ăsta este omul de care are nevoie acest regat. Este omul de care are nevoie Dumnezeu. David este tot ce trebuie pentru Israel. David este lumina lui Israel, că și așa este numit la un moment dat. Să nu se stingă lumina lui Israel, îi spune la un moment dat. David este speranța lui Israel. David este izbăvirea lui Israel. David este împlinirea lui Israel. Vă aduceți aminte de unul din patriarhi? Se numește Iacob. Fiii lui, spre deosebire de Iosif, au fost niște fii rebeli până când le-a venit vremea pocăinței. Niște fii rebeli s-au pocăit în Egipt la picioarele lui Iosif. Dar până atunci au complotat împotriva lui Iosif. S-au ridicat ca Ioab, tocmai împotriva salvatorului lor, împotriva suveranului Egiptului și a lui Israel, pentru că el a fost cel care a salvat pe Israel. Au complotat un omor. Până la urmă s-au temut să omoare frații lui Iosif. Și atunci au făcut altceva. Au însinuat un omor, dar l-au vândut sclav, l-au vândut rob. Au dus o haină plină cu sânge și a spus, fiul tău a fost omorâtă, asta este dovada. Și Iacob plânge. Trec 20 de ani, 23 aproximativ. Și plânsul lui Iacob este acesta. Cu durere îmi vor fi coborâți perii cărunți în locuința morților, nemângâiat, pentru că fiul meu a murit. Însă când s-au întors fiii lui din Egipt, după ce au descoperit că Iosif este fratele lor și domnul Egiptului, salvatorul lor, au venit la Iacob și au zis, fiul tău, fratele nostru, Iosif, trăiește. El este domnul Egiptului. I-au adus dovezi și i-au pus în față lui Iacob. Și Iacob are această expresie. Ce a zis? Destul, ajunge, fiul meu trăiește. Ajunge,
ajunge. Ei, aceasta trebuie să fie aplicat și la noi. Noi avem, frați și surori, doamnelor și domnilor, un singur suveran, un singur salvator, este Iisus Hristos. Ajunge că El este viu. Dacă El este viu, toate sunt ale noastre. Fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi, a spus Iisus Hristos. Pentru că Cel ce este viu este singurul care a spus, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Tu trebuie să fii confident de lucrul acesta. Ioab a crezut că David este suficient pentru împărăție, după cum și noi credem că Iisus este suficient pentru nevoia bisericii. Și nu numai a bisericii, a întregii lumii. Dar, în al treilea rând să ne uităm la căderea lui Ioab. Căderea lui Ioab. Spre finalul vieții, inima lui Ioab s-a schimbat. Și de fapt, din nou, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt alte trei aspecte, ca și în primele două prezentări, altele trei aspecte care vorbesc despre lucrul acesta. Despre Ioab, fiul Țeruiei. Primul aspect, rebeliunea lui Abner. Rebeliunea lui Abner. 2 Samuel 3, 23 la 30. Cum vă spuneam, Abner, generalul armatei lui Saul, s-a ridicat împotriva lui David după ce Saul a murit. Și-a numit împărat pe un fiu de-a lui Saul dintr-o țiitoare, pe Iș-Boșet. Asta este o rebeliune a lui Abner. Dar Abner a realizat că a făcut o rebeliune. Și Abner s-a pocăit. Aș vrea să mă urmăriți cu atenție, așa cum de obicei faceți, pentru că veți vedea ceva foarte interesant. Abner s-a pocăit. David a înțeles pocăința lui Abner. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Abner a stat de vorbă cu bătrânii lui Israel și le-a zis: odinioară voi doreați să aveți împărat pe David. Citesc din 2 Samuel, capitolul 3, versetele 17 în jos. Puneți-l acum, căci Domnul a zis despre el: prin robul meu David voi izbăvi pe poporul meu Israel din mâna filistenilor și din mâna tuturor vrăjmașilor lui. Ia uitați cum se schimbă omul acesta. Abner a vorbit lui Beniamin și s-a dus să spună în auzul lui David la Hebron ce hotărâse Israel și toată casa lui Beniamin. A ajuns la David în Hebron, însoțit de 20 de oameni, și David a dat un ospăț în cinstea lui Abner și a celor care erau cu el. Ascultați, Abner a zis lui David: mă voi scula și voi pleca să strâng tot Israelul la domnul meu, împăratul, ca să facă legământ cu tine și să domnești în totul după dorința ta. Remarcați acum finalul versetului 21. David a dat drumul lui Abner, care a plecat în pace. Un rebel care se pocăiește merge din fața suveranului în pace. Asta este fundamental. Și nu uitați, David este la Hebron, iar Hebronul, după Iosua, după cuvântul Domnului dat lui Iosua, este una din cele 6 cetăți de scăpare. Una din cele 6 cetăți de scăpare. Și aici, la Hebron, când Abner a venit și a găsit scăpare, și a găsit pacea de la împăratul, împăratul David a înțeles, Abner s-a pocăit. Ce n-a înțeles Ioab? Deci care e greșeala lui Ioab din această răzmeriță a lui Abner care acum se pocăiește? Ioab n-a înțeles inima, mintea lui David, mintea lui David, gândirea lui David. Și gândirea lui David a fost aceasta: dă-i șansă unui om să se schimbe. Dă-i șanse unui om să se pocăiască.
Aceasta trebuie să fie și gândirea noastră. Dacă avem vreun Ioab printre noi, aș vrea să îi amintesc. Trebuie să avem și noi mintea și gândul care era în Hristos Iisus. În marea Lui bunătate, El dă tuturor oamenilor o șansă de pocăință. Nu le-o lua tu. Să nu le-o luăm noi. Și mai ales în biserică, în cetatea de scăpare. Aceasta este o greșeală extraordinară. Să dorească omul să se pocăiască, să vină, să cadă în fața lui Dumnezeu, să spună, am păcătuit, am făcut ce este rău împotriva lui Dumnezeu, am făcut ce este rău împotriva bisericii lui Hristos, am făcut ce este rău împotriva familiei, vreau să mă pocăiesc. Iar Ioab să se uite cu mânie și să-l scoată afară din Hebron. Să-l scoată afară din cetatea de scăpare. Să-l împingă afară din fața împăratului, acelui mai mare împărat, Iisus Hristos. Dragul meu, Ioabe, aceasta ți-aduce căderea. Nu uita, eu nu uit. Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele și toate fără de legile, dar și pe-a tale le-a iertat. Și dacă Dumnezeu le-a iertat pe-a mele și pe-a tale, care au fost mai multe, că nu le poți număra, Dumnezeu nu poate ierta? Și noi să nu iertăm? Unde a căzut Ioab? De ce a devenit mic omul acesta mare? Deci s-a văzut micimea lui spirituală, el a trădat gândirea lui David, care a dat șanse de pocăință. Tocmai în Hebron, tocmai în biserică se omori pe oameni. Al doilea, rebeliunea lui Absalom. În 2 Samuel 18, 9 la 18, în rebeliunea lui Absalom, fiul lui David, Ioab a trădat inima lui David. Deci în rebeliunea lui Abner a trădat gândirea lui David și aici a trădat inima lui David. Pentru că auziți ce spune cuvântul Domnului când Absalom, fiul lui David, s-a ridicat să se pună pe el împărat. Ioab, Abishai și Itai, generalii lui David, au fost strânși împreună și David le-a spus, mergeți împotriva lui Absalom. Mergeți și luați din nou împărăția, dar, auziți cuvântul Domnului, purtați-vă blând cu tânărul Absalom. Și tot poporul a auzit porunca împăratului dată tuturor căpetenilor cu privire la Absalom. 2 Samuel 18:5. David a vrut ca fiul său să nu piară. David n-a dorit ca fiul său să moară, rebel. David a știut că Absalom nu-i pregătit să moară. Și a spus lui Ioab, du-te, adu împărăția înapoi, întorce înapoi pe Israel către mine și către Domnul, dar poartă-te blând cu Absalom. Absalom nu-i pregătit să moară, el este un rebel nepocăit, please. Însă când Ioab l-a văzut pe Absalom, spânzurat cu părul în destișul din pădure, a luat 3 săgeți și le-a înfipt în inima lui Absalom, spune cuvântul Domnului. Dar știți ce? Săgeata cea mai mare, știți unde a înfipt-o? În inima lui David. El a trădat inima lui David. Acest al doilea test al pocăinței este acesta. Tu și cu mine trebuie să avem o inimă ca și David. Dumnezeu are această inimă. Uitați-vă în cuvântul Domnului în Ezechiel, capitolul 33, versetul 11, 18 cu 23 de asemenea. Dumnezeu are această inimă, îl întreabă pe Israel, zice, pentru ce vreți să mori, Israele? Pentru ce vreți să muriți? Doresc eu moartea păcătosului nici de cum. Cei de lângă noi au încă șansa să fie scăpați. Inima noastră trebuie să fie pentru salvarea lor, pentru mântuirea lor. Pentru că ori de câte ori împingem pe cineva afară din pocăință, afară din fața lui Dumnezeu, rănim inima lui Dumnezeu. Trădăm inima lui Dumnezeu. Dacă avem o inimă ca Ioab, ne pierdem singuri. Și întrebarea este aceasta, ce inimă ai, Ioabe? De ce vrei să mori, Absalone, că nu ești pregătit? De ce vrei să te răzbuni, Iona, ești prorocul Domnului? Lasă-i pe Niniven să se pocăiască. Dă-le șansă să se întoarcă. Nu acoperiți păcatul, să nu înțelegeți greșit. Dar dă voie păcătosului să se pocăiască. Și celor dintre noi care au căzut să se întoarcă.
Și trei, este rebeliunea lui Adonia. 1 Împărați, capitolul 1, versetele 5 la 10, și apoi 2 Împărați, capitolul 2, versetele 5, 1 Împărați, capitolul 2, versetele 5 la 6. Un alt fiu al lui David, Adonia, cuvântul Domnului spune, s-a sumețit, s-a mândrit, s-a lăudat, s-a umflat în pene și a zis, voi fi împărat. Și pe cine a găsit ajutor? Pe cine? Ioab. Din nou Ioab. Ca general de armată, ca unul care putea să facă lovitură de stat una a doua, să ridice acum el armata împotriva lui David și a luat oamenii și s-a dus de partea lui Adonia. Adonia. A treia cădere a lui Ioab este aceasta. Dacă prima, el a trădat gândirea lui David, dă-i șansă, dacă în a doua a trădat inima lui David, fie-ți milă, în al treilea, el a trădat și s-a interferat cu planul divin. Cu planul divin. Și planul divin era acesta. Linia mesianică, așa cum i-a vorbit Dumnezeu lui David, în care Ioab a crezut o vreme, nu este Adonia, ci este cine? Solomon. Și Ioab, care a înțeles că Domnul l-a uns pe David, nu înțelege acum că cel ce are ultimul cuvânt în această direcție mesianică nu este el ca general de armată, ci este David, cel care este uns de Domnul. S-a interferat cu linia mesianică, s-a interferat cu planul divin. Uitați care este marea diferență între Abner, generalul care a fost ucis de Ioab, și Ioab, generalul care în final a fost ucis de cine? De Solomon. Ioab l-a ucis pe Abner în Hebron, în cetatea de scăpare. Și Biblia spune, cum ai făcut? Așa ce se va face. Solomon l-a ucis pe Abner în templu, în casa lui Dumnezeu. Care este diferența între Abner și Ioab? Atenție, dragii mei! Abner a fost un rebel pocăit, pe când Ioab a fost un pocăit rebel. Asta este toată diferența. Este mai bine să fii un rebel pocăit, că după ce te-ai pocăit nu mai ești rebel, decât să fii un pocăit rebel. Aceasta i-a fost micimea. Aceasta i-a fost căderea. Întrebarea este aceasta, în concluzie. Ce faci tu, Ioabe, cu voia lui Dumnezeu? Ce faci tu cu planul lui Dumnezeu? Ai arătat loialitate față de Domnul, față de biserică. Ai arătat loialitate față de familie. Ai arătat loialitate față de împărăție. Ai avut până acum un crez real. Iisus este suveranul. Iisus este salvatorul. Iisus este suficient să satisfacă toate nevoile omenirii, nu numai ale tale sau ale bisericii. Și acum de ce întorci spatele? Ca să te ridici împotriva suveranului, împotriva salvării lui, împotriva îndurării lui, a puterii lui. Dacă ai fost rebel și te-ai pocăit, stai în pocăință. Ai intrat în cetatea păcii, din fața împăratului te-ai dus în pace. Abner a plecat în pace. Dar dacă ești pocăit, dragul meu, și ești rebel, ai grijă. Te chem în numele Domnului Iisus, întoarce-te înapoi. Întoarce-te înapoi. Pentru că dacă nu, ca Ioab, și eu, și tu, prin rebeliune, ne pierdem pe noi înșine.
Să ruinează tot ce am făcut. Și acesta este cuvântul Domnului, pentru că în Ezechiel, cuvântul Domnului spune foarte clar. Dacă cel păcătos aude glasul străjerilor mei, cuvântul meu, și se întoarce din păcatul lui, toate păcatele lui vor fi iertate și uitate. Pe când, dacă cel neprihănit întoarce spatele neprihănirii mele și la cuvântul care l-a cunoscut și nu se pocăiește, nu se întoarce din căderea lui, toată neprihănirea lui va fi uitată. De aceea Iisus va spune în ziua aceea, mergeți de la mine, că niciodată nu v-am cunoscut, au fost uitat. Prin urmare, cuvântul Domnului ne cheamă, dacă ne-a dat măreție Dumnezeu prin mântuire, să ne păstrăm măreția. Avem un nume glorios, mântuiți-ai Domnului, oamenii lui Dumnezeu, este cel mai frumos nume. Este numele de dorit. Este numele de dorit. Dar numele acestea trebuiește păstrat. Și păstrarea se face cu credință, cu smerenie, nu cu rebeliune și nepocăință. De aceea mă rog Domnului ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne înțelepțească și inima noastră să fie loială lui Dumnezeu până când închidem ochii. Pentru că dacă închidem până nu vine Domnul Iisus Hristos, despre noi să se poată spune ca despre cei despre care Epistola către Evrei vorbește, înaintașii noștri, și spune aceste cuvinte pe care le știți. Toți aceștia au murit în credință. Mă rog Domnului să rămână această credință biblică în casele noastre și în viața personală, în Biserica lui Dumnezeu. Amin.